să ne întâlnim așa noi doi la un drum de seară, da? A, iată și echipajul de poliție. Vali! A venit echipajul, tocmai a plecat de la ei, a venit la noi. Bună ziua! Dumneavoastră sunteți echipajul pe care v-a trimis la noi? Săron, agent principal de poliție, Ioan Alexandru. Îmi dați voie să filmez, așa-i? Dați-mi și spuneți-le despre ce-i vorba. Păi, de acolo ați plecat. Da. Am înțeles. S-a întâmplat că am trecut pe aici și am văzut mașina domnului primar parcată aici pe spațiu verde, mașina doamnei consiliere acolo și foarte multe mașini ale consilierilor și angajați în instituții ale statului. Și am stat aici și am așteptat să iasă și am filmat. Da? Și dânsul a venit, s-a înfipt la mine până geam, solicităm că sunt camere în zonă. Pe geamul celălalt s-a înfipt, mi-a luat telefonul, mi l-a spart. Mi-a spart telefonul, mi l-a trântit în mașină, copilul mi l-a speriat. Da? Acum... Asta după ce am plecat noi? Nu, înainte să plecați dumneavoastră, numai că eu n-am știut că dumneavoastră sunteți echipajul pe care vă trimite aici. N-am știut, am văzut că plecați după ce eu am sunat la 112, am văzut când v-ați urcat, da? Și cu toate astea, n-am știut că pe dumneavoastră să vă trimită înapoi. Domnule, te-am filmat când îmi arătai semne obscene. Arunca cu el în mine, mă filma. Domnule, e cameră. Fiecare de ani mai pot eu, cine-ți dă să vorbesc? Camera e la mine. Camera e la mine, ia mâna după telefonul meu. Uite, risti la mine. Ia mâna după telefonul, ai sărit mai devreme la mine, oprește-te. Uite că mă scuzi din gură. Vezi? Vă rog eu frumos, haide să încheiem. Iar îmi lua telefonul de mână cu dumneavoastră aici. E dreptul mine, meu pe stradă să filmez. Ridice-te la ara, nu la mine, eu vorbesc frumos. Nu vorbește, mi-ai spart telefonul. Mi-ai spart telefonul. Faci ceva pe el? N-ai voie să mă filmez. Plângere penală fac. Da, să nu se risească, domnule, că n-am venit să ridic. Păi veni să-mi tingi mâna, telefonul meu, cum să nu? Mi-ai speriat copilul. Doamne, vă rog o minte să vă liniștiți. Păi cum să mă liniștesc dacă uitați ce face cu dumneavoastră aici? Vine să-mi figă mâna mine. Ce-am făcut, domnule? Am pus mâna pe dumneata. Eu da, pe dumneata. Da, nu pe telefon acum. Eu pe numele telefonul? Păi de-aia am pus, ca să nu zici că să-mi ia amprentele. Nu, nu ți-au nicio amprentă, uite, te filmez, te filmez. Ești în timpul programului. Pe urmă să arunci vorbe. Așteptați, vă rog eu frumos, acolo și țin de vorbe. Deci eu o să vă dau un judecată pentru a mea. Vă rog în suflet. Eu pentru mărturie vă dau un judecat. Da, neapărat. N-ai voie să mă filmez. Pe domeniul public am voie să fac orice. N-ai voie să mă filmez, îți dau eu dreptul. Nu, pe domeniul public fac ce vreau. Ia. Ia uitați-vă, domnule, vedeți atitudine? Ia, vedeți atitudine, domnule. Uitați-vă atitudine, vă rog frumos. Vă rog eu frumos, duceți-vă la mașină, vă rog eu frumos. Uitați-vă atitudine. Dați-mi buletin. Păi domnule, de față cu dumneavoastră ne bat? Nu vă bat, doamne. Nu? Nu ne bat nimeni? Parveniți sunt, parveniți. Vă rog eu frumos. Duceți-vă și controlați. Îmi plânge copilul în spate. Chiar vreau și o salvare, vă rog din suflet că e... Nu, e... Mergem la unitate de poliție și discutăm acolo. Aici spiritele sunt 5 și n-are rost. Liniștiți-vă, doamnă, că vă căsteți agitat. Sunt extrem de acidată, credeți-mă. Cer camerele de supraveghere să vedeți cum s-a înfipt la mine în mașină. Deci de la mine, de mașină, mi-a luat telefonul. Eram așa aici și mi-a înfipt mâna în mașină și mi-a... Da, pe partea cealaltă și mi-a luat telefonul de mână, mi l-a trântit și mi l-a spart. Acolo. Eu aș vrea să le pune șofiolă, pentru că deși sunt la băutură aici și deși și sunt și în timpul programului. L-ați identificat pe domnul primar? Ca să știm nu, face nu știm cine e. Nu, dar e merge că vrea să facă plângere penală. Să fie. Plângere penală, deci nu se poate. Și vreau să copilul să mi-l verifice cineva, că sigur nu e ok. Pe domeniul public am voie să filmez, corect? Corect, da? Că a schimbat mașinile și că am făcut... Ce se întâmplă? Că am așteptat să iau copilul la școală. A trecut glonț cu mașina, a trecut înapoi glonț cu mașina. Care e scapă de conduce? L-am văzut aici, zic, e pe soție, uite nevastă unde e prietenul tău.
că am vrut să mă iau de el, zic, am vrut să o spun. Am sunat-o, bă, zic, mă iau de el, că zic, uite mai mulți, că te-ai cuplos pe aici, zic, uite unde să zică, bă. Da, în aveți o treabă cu el, așa... Sunt cetățean. Nu, domnule, suntem sătui de hoț. Uite-l, fii atent. Că nici nu mai pleacă cu mașina de aici pe apă. Deci tocmai asta, eu nu candidez, nu fac nimic. M-am săturat de incompetența asta din oraș. Nici nu mai pleacă cu mașina, ca bot. Uite, plânge copilul. Mami, calmează-te, te roagă, mami, ridică-te, te roagă, mămicuța de acolo. Hai, te roagă, mami. Vrei să mergi cu Vali? Vrei să mergi cu Vali în mașină? Vreau să-mi o vadă totuși un doctor acum, pentru că mi-a speriat-o. Oricum, dar o să-mi plătească cu vârșul de sat. Nu am doctor de familie aici, oare mi-o vede așa, pur și simplu? Că nu, să la, iau la o tensiune. La noi e timp, adică la noi tu, normal ai termen 90 de zile de cuprindere. Azi o depun, domnule, nu mă las. Plecam cu copilul la în altă parte, le duceam la film. Nu contează asta, dar nu se poate. Poftim? Cu? Copiii. Nu mai merg la film, că nu mai ajung. Și nici Ana vreau să o vadă un doctor, că tremură, e panicată. Am copii cu probleme de sănătate. Îmi plătește nenea ăsta cu vârșii îndăsat. Deci cu vârșii îndăsat îmi plătește tot ce faci. Unde la secție, vă rog să-mi spuneți? Aici, la strânic, unde-i groapa. Unde-i groapa? Mai e acolo? V-ați reîntors? Am înțeles. Așteptați că avem prieteni la mine și mergem cu prietenii pe care mergem. Așteptați aici, vă rog să vă descurc și cu colegul și... Ok. Vă rog, fiscal, nu mai generați. Păi eu sunt... Să... Deci la mine totul se înregistrează, credeți-mă. Stați niște. Ok. Da, da, alege. Hai să mergem să ne depună doamna plângere. Haideți la poliția, da. Parcați la ANAF acolo. La ANAF. Hai, imediat. Denotăm la bază, că doar vine doamna să depună plângere. Mulțumesc.